Bun găsit la o nouă întâlnire în punctul zero. În ediția de astăzi vom vorbi despre terapia Theta Healing. Ce este, cum acționează, de ce este eficientă și cum putem să o folosim în practică de zi cu zi. Pentru acestea am invitat-o pe Cristina Ghegheș. Bun venit, Cristina! Bine v-am găsit! Ea în mod sigur ne va răspunde la toate aceste întrebări. Bine ai venit! Din nou! Spune-ne, te rog, pentru început, ca să înțelegem, Theta Healing sună într-un fel interesant, dar poate puțin înțeleg ce înseamnă healing, e clar, vindecare, dar Theta? Vindecare prin unde Theta. Bun, unde Theta. Unde Theta. Hai să vedem ce sunt aceste unde, e vorba de undele cerebrale, ca să fie mai clar, despre frecvențele în care noi acționăm în viața de zi cu zi. Și te rog să ne spui despre aceste unde și apoi să detaliem efectiv pe subiectul nostru, și anume undele Theta. Există 4 unde cerebrale. Undele Delta, pe care noi le accesăm în mod natural până la 3 ani, 0-3 ani. Undele cerebrale Theta, care sunt de la 3 la 7 ani. Undele cerebrale Alpha, pe care le accesăm atunci când avem o stare ușoară de relaxare și se ating foarte ușor. Doar inspirând și expirând, noi atingem aceste... Starea de meditație. Starea de meditație, da. Și undele gamma, care au frecvența cea mai rapidă, de la 30 la 100, în care au loc vindecările instantanee. Și o să revin la undele Theta, pe care noi le accesăm în mod natural, cel puțin de 2 ori pe zi. Atunci când facem trecerea de la somn la starea de veche, în primele secunde, minute de când ne trezim, și când mergem la somn seara, le accesăm în mod natural. Însă prin această terapie, Theta Healing, învățăm să le accesăm în mod conștient, ori de câte ori dorim noi, pentru că ne asigurăm accesul la subconștient. Interesant. Tot timpul subconștientul a reprezentat o temă de discuție și de asemenea pentru psihologi este o provocare, pentru că știm acolo sunt toate acumulările de la naștere până pe la 7 ani, nu? Acolo se adună toate informațiile, copiii primesc toate informațiile ca un burețel fără un filtru. Și informațiile corecte sau incorrecte, pozitive sau mai puțin, toate se adună acolo și practic ne ghidează toată viața. Chiar dacă noi în mod conștient vrem să facem anumite acțiuni, există acolo în subconștient ceva care poate la un moment dat să ne înfrâneze. E interesant această terapie tocmai prin faptul că ne dă acces acolo. Cum ne dă acces acolo? Această metodă Theta Healing propune și o meditație prin care este foarte simplă, ușoară și care ajută creierul să acceseze această undă cerebrală într-un mod conștient, adică voit în sensul acesta. Odată accesată această undă cerebrală, noi avem acces la acele informații care ne sabotează din subconștient. Ce are la bază această tehnică? Pe lângă accesare a informațiilor din subconștient, deci este partea de conștientizare și partea de transformare, care se realizează prin așa numită comandă, care are la bază principiul observatorului din fizica cuantică. Adică am observat și am transformat. Asta în timpul acelei meditații de care ne spuneai? Meditația ne ajută să accesăm acea undă cerebrală prin care noi putem avea acces la o anumită informație. Există și o procedură numită digging, prin care noi ajungem la așa zisa convingere de bază, care sabotează un anumit segment de viață al cuiva. Să vedem ce sunt aceste convingeri, pentru că este un element important în această terapie. Exact. Convingerile sunt acele credințe pe care o persoană le are despre ea însăși, despre ceilalți sau despre viața în general. În Theta Healing ele apar clasificate pe 4 nivele, ceea ce înseamnă că există acea categorie de convingeri, numită convingeri de bază, pe care le dobândim din experiența personală, din experiența cu familia, cu colegii, deci din experiența din această viață, să zicem, dacă e să ne raportăm la o singură viață. Da. Convingerile, a doua categorie ar fi convingerile genetice,
cu care suntem primiți în familie atunci când venim, ca un pachet de bun venit. Acea moștenire. Da, da. Și a treia categorie ar fi convingerile istorice sau inconștientul colectiv, în care se regăsesc toate convingerile la nivel de națiune, de planetă, de umanitate. Și mai există și o a patra, care este cea mai importantă, convingerile la nivel de suflet. Și aici intră experiența personală și din alte vieți. Deci toate memoriile pe care noi și le-am. Cum știm că avem astfel de convingeri? Pentru că există ele un... sunt sigur, da, dar da, fiind la... atât de multe, cum le luăm pe rând și cum ne dăm seama? Și la ce nivel sunt? Theta Healing are o serie de cursuri. La cursurile de bază se învață această metodă de identificare a acestor convingeri. Se numește test muscular, prin care persoana este adusă în această stare de unde teta și adresează o întrebare. Da? Vreau să știu dacă sunt iubit. Dacă este, are această convingere că este iubit, deci are acest suport subconștient, atunci corpul se va înclina ușor în față. Dacă nu are această convingere, acest suport subconștient, corpul tinde ușor să se încline în spate. Este testul kinesiologic. Chiar dacă el în mod conștient crede într-o convingere, poate constata că de fapt lucrurile stau cu totul altfel. Exact, exact. Și prin acest digging, această săpare în subconștient, se ajunge ca dintr-o convingere care la suprafață sună într-un fel, să ajunge la o altă convingere? Sigur că da. Convingerile sunt asemenea unor cărămizi, ca un bloc de cărămizi. Cumva prima convingere pe care noi o identificăm la nivel conștient ar fi vârful icebergului. Prin această procedură de digging noi ajungem la bază. Acea convingere care susține întregul bloc de convingeri. Și la asta ajută această metodă. Că nu luăm convingere cu convingere, că ar fi o muncă, vă dați seama. Da? Și uneori este chiar surprinzătoare. Și este chiar surprinzătoare și foarte rapidă. Extraordinar de rapidă. Într-un sfert de oră poți să rezolvi un aspect de viață cu care poate te-ai confruntat sau ți-ai ridicat mii de întrebări ani de zile. Și asta doar pentru că îl conștientizează? E un pas? Sigur că doar da. Doar un pas sau e suficient? Nu, e doar un pas. E doar un pas. Poate fi și suficient. Depinde dacă persoana observă sau conștientizează într-o stare absolut de prezență, atunci transformarea are loc imediat. Dacă nu este acest proces de digging pentru a asigura acest proces de identificare, de conștientizare, ca să știm ce transformăm, ce anume vrem să transformăm. Spuneai mai devreme despre poziția de observator. E foarte folosită această abordare și tradițiile spirituale vorbesc de mii de ani de poziția aceasta a te observa, a-ți observa viața, a nu te identifica cu ceea ce trăiești în acel moment, aceea este doar o experiență prin care treci. Este o emoție, o lași să treacă și ești observator al propriei tale vieți. În mod practic, cum facem asta? În mod practic, înseamnă un anumit nivel de conștiință. Și tot în mod practic, înseamnă și o disciplină. În mod sigur, fiecare a accesat acest nivel de conștiință, pentru că reprezintă adevărata noastră identitate. Este accesarea punctului zero, dacă a sursei, a adevăratei noastre identități. Așa și este. Oricine a accesat-o, măcar o dată în viață, dacă nu de mai multe ori, fără să fie conștient de asta. Însă, dacă ar fi să fie o problemă, este cum menținem această stare. O identificăm, o înțelegem. Acest nivel de conștiință, da. Și cum îl menținem? Tocmai lucrând cu noi înșine și făcând multă, multă curățenie. În rândul convingerilor, că să creăm cât mai mult spațiu pentru această stare de prezență în care putem fi co-creatori ai realității noastre, prin observare. Avem deci convingerile. Ar mai fi regrete, resentimente și multe alte acumulări acolo. Sigur că da, ocupă foarte multă energie. Gândiți-vă, e ca un sistem care este virusat și exact. Acumulări exact.
Bun, hai să vedem. Le luăm pe rând. Cum facem ordine și curățenie? Luăm, să spunem, regretele. Regretele. În primul rând, se identifică față de cine am un regret. Sau ce regret cel mai mult? Față de ce situații? Ce anume regret cel mai mult în viața mea? Care este cel mai mare regret al tău? Ar fi întrebarea ajutătoare pentru a identifica un regret. Și, mă sigur, apare imediat un răspuns. Da. Și care conduce, atunci când se accesează undele teta, noi avem foarte ușor acces la memorie, la amintiri din copilărie. Și, mă sigur, apare o imagine, o situație. E ca un lanț. Sunt rețele neuronale în lanț, accesând una, le accesăm pe toate. Deci, practic, atunci tot ceea ce vine în mintea conștientă are o importanță. Chiar dacă noi putem considera că a fost doar o întâmplare și n-a reprezentat mare lucru în ansamblu vieții. Absolut, absolut. Dacă am fi atenți la ce vorbim, ce cuvinte folosim, ne-am dat seama foarte ușor ce conținem în subconștient. Niciun cuvânt exprimat nu este exprimat fără a exista în subconștient și fără a crea o realitate. Da. Și după ce identificăm aceste regrete, da, facem o listă cu toate regretele pe care le avem, ce am făcut sau ceea ce nu am făcut. Se spune că de cele mai multe ori omul regretă ceea ce nu a reușit să facă în viață. Mai mult decât ceea ce a făcut, pentru că deja a căpătat experiență și o înțelepciune din ceea ce a făcut. Urmează partea de transformare, care este numită în teta healing comandă. În propriu spus comandă, comanzi cuiva, este o intenție, gând focalizat. Și atunci se poate transforma instantaneu. Se poate transforma instantaneu prin accesarea acestui nivel de conștiință superioară. Energia tot ceea ce este, energia creației, energia universală, cum vrem să-i spunem, este una și aceeași. Prin vizualizare se obțin rezultate? În felul acesta, adică, de exemplu, sigur, facem o meditație și vizualizăm aceste regrete ca fiind ceva agățat de corpul nostru, să spunem. Nu știu, fiecare în imaginația lui creează și imaginează lucrurile în felul specific. Prin vizualizare, ca și cum ne-am curăța de aceste scame, funcționează la fel? Vizualizarea pe frecvența teta poate crea în proporție de 90%, creează realitate în proporție de 90%. Deci este cea mai rapidă cale de manifestare. Prin vizualizare ești în procesul de observator? Optim. Prin vizualizare ești în... Da, poți crea, în sensul că participi la creație, îți creezi ceva. Deci poți să discreezi, să ștergi, să reprogramezi, practic, nu ștergi, reprogramezi și atunci, practic, ești observator și creezi. Facem curățenie în hard discul nostru și vedem ce programe nu ne sunt potrivite. Sigur. Și ne creează realitatea în felul în care ne creăm realitatea. Vedem, sunt lucruri bune, sunt lucruri mai puțin bune din viața noastră. Și după ce scăpăm și de regrete, ajungem la ce se mai întâmplă. Furia, resentimente, ce mai avem acolo adunat? Fiecare pornește de la un aspect de viață. Zicem, dacă cineva are o problemă pe relații, în mod sigur, dacă eșuează permanent, să zicem, într-o relație, are un eșec, se repetă un tipar. Identificăm acel tipar. Chiar de curând cu o prietenă am lucrat, care era tiparul ei? Ea era foarte atașată de religie și întâlnea doar parteneri de o altă religie sau confesiune. Și apărea acest impediment în care nu puteau concretiza relația și pe plan social, printr-o căsătorie. Și deci avea un atașament foarte profund de religie. Deci acei parteneri de viață veneau ca niște mesageri. Deci era un mesaj pentru ea. Da, firește. Relațiile sunt cel mai bun mod de a te cunoaște pe tine însuți. Se pornește de un aspect de viață pe care vrei să-l experimentezi altfel. Spune-mi, te rog, de unde a pornit această terapie? Cine a început să o practice? Chiar ar fi important de știut. Creatoarea acestei terapii este Viana Stibal din Statele Unite.
Și a pus bazele acestei terapii în urma unei vindecări instantanee. În urma unei fracturi la picior, i-a spus, nu se poate, asta nu s-a întâmplat. Și a obținut vindecare instantanee. După acest moment, a început să se întrebe ce s-a întâmplat, cum a reușit și cum Universul nu te lasă niciodată singur atunci când ai un astfel de moment. A aranjat acele sincronicități în care să întâlnească oameni de știință, prin care să explice că la baza acestei terapii, a stat undele teta, acestei vindecări instantanee, a stat unda teta și gamma. Da, interesant. Și asta când s-a întâmplat așa în timp, acum câți ani? Cred că nu sunt foarte mulți, cred că sunt 20, poate. Pentru că e destul de E cunoscută terapia destul într-un de timp cunoscută și scurt. destul de tânără în Da. același timp. Are și un institut. La acest institut participă profesorii Theta Healing, fac cursurile cu Viana Stibal. Deci toți cei care predau această terapie, cursuri de Theta Healing, fac cursurile cu Viana Stibal, care este extraordinară. Ai cunoscut-o Am persoana? cunoscut-o pentru că am făcut cursuri de Interesant. profesor pentru bază și pentru avansați. Bun. Revenim. Citeam chiar în cartea dumneaei despre cele 7 planuri ale existenței. Și te rog să dezvolți subiectul. Ce sunt cele 7 planuri și unde ar fi ele localizate? Ca și corespondentă energetic pentru noi, da? Da. Primul plan este planul anorganic. Ca și corespondent pentru corpul energetic uman ar fi prima chakra sau primul sigiliu. În acest plan regăsim mineralele. Noi conținem minerale, deci conținem și acest plan. Cine are un dezechilibru, să spunem, cu acest plan, are și un deficit de minerale, nu asimilează minerale și atunci are și o mică problemă cu echilibru. Deci cine simte că ar fi, nu este tocmai în echilibru, în armonie, să își echilibreze relația cu acest plan. Ar fi relația cu pământul, Relația oarecum. cu pământul, da. Aici sunt toate elementele din sistemul periodic. Le regăsim în acest plan. Următorul plan este planul organic, planul vegetal, în care găsim și vitaminele care susțin iubirea, ne ajută în susținerea iubirii și în același timp și a echilibrului, împreună cu primul plan, minerale și vitamine, împreună asigură echilibru și iubirea, menținerea iubirii, manifestarea iubirii prin corp. Așa. Al treilea plan este planul animal, în care face parte și corpul nostru. Și este planul în care noi experimentăm în acest corp cum să ne controlăm gândurile și cum să ne creăm realitatea. Acesta este planul din care noi începem să ne punem întrebări și să începem să ne creăm realitatea prin controlarea gândurilor. Și un blocaj al acestui plan? Un La blocaj ce al acestui duce? plan, este planul moleculele care au la bază proteinele. O proteină îți dă o forță, o putere. Ar fi o persoană care este cumva mai slăbită, tot timpul este mai firavă, cu mai puțină putere, cu alte cuvinte. Și am putea spune că omul are o nevoie totuși de proteină animală? Este alegerea fiecăruia. Pentru că Este. este un subiect care e destul de delicat pentru foarte multă lume. E destul. Dacă este sau nu proteina animală cea care, de care avem noi nevoie, sau nu, sau cea vegetală. Depinde cu ce ne identificăm, să spun așa. Nu, este alegerea fiecăruia. În momentul în care ajungi să-ți cunoști corpul și chiar să îl educi, știi foarte, foarte bine ce anume ți este necesar și ce nu. Îți comunică. Deci dacă cineva simte nevoia de proteină animală, este foarte,
foarte în regulă. Deci Theta nu, Healing nu recomandă nu, un este, anume este o metodă, tip de nu, nutriție. Tocmai, este o metodă de decondiționare și nu de condiționare. E foarte bine tocmai, atunci. Ne decondiționăm și alegem. Bine. Totul este doar o alegere. Este așa cum este. E bine atunci. Trecem la următorul plan. Planul 4. De aici începem să ne manifestăm latura noastră spirituală. Începem să ne apropiem de sinele nostru divin, de adevărata noastră identitate. Este numit și planul spiritelor sau planul pe care îl utilizează foarte mult șamanii pentru a realiza vindecări în comunicarea cu strămoșii. Deci planul... Planul 4 este primul plan care... Al inimii, nu? Corespunde planul inimii, de unde se accesează iubirea necondiționată și este primul plan dincolo de timp, în care noi pierdem noțiunea timpului. Putem, când ne îndrăgostim... Când ne îndrăgostim, da, totul se dilată. Sau se contractă. Sau se contractă. Timpul trece prea repede. Sau timpul trece prea repede. O să vedem că în planul 7 putem să modelăm timpul în funcție de cum ne este necesar. Să ajungem la el acum, la planul 5. Planul 5 este planul adevărului. Începem să accesăm adevăruri divine. Este și planul în care se regăsesc maestrii spirituali, acel nivel de conștiință al maestrilor spirituali. Este însă un plan care mai prezintă urmă de dualitate, de bine, rău, este bine, încă mai condiționează, mănâncă asta, nu mănâncă asta, postește sau nu postește. Este alegerea fiecăruia, dar este încă prezent această gândire duală, încă, pe gradele mai inferioare, în gradele superioare deja nu mai. Ce ar fi planul comunicării? Și planul comunicării, și planul comunicării, că este corespondentul chakrei comunicării. Da. Înțeleg că accesând aceste planuri, accesăm diferite stări de conștiință. Fiecare plan îi corespunde un anumit nivel de conștiință și o anumită energie. Așa. Și o anumită realitate. Realitatea este creată din conștiință și energie. Colapsarea prin conștiință și energie. Prin conștiință și energie. Planul 6. Planul 6 este planul legilor. Aici găsim toate legile. Legea atracției, legea cauză-efect, legea timpului, absolut toate legi. Geometria sacră este o informație, este o metodă din care corespunde acestui plan, ca și nivel de conștiință, ca și nivel de informație, ca și nivel de adevăr. Și planul 7? Și planul 7, care este dincolo de legi, în care nu mai ești condiționat, este acel nivel de conștiință în care totul doar este. De acolo se face această vindecare. De acolo se face această vindecare. Acolo este dincolo de dualitate. Nu mai judeci de ce este așa sau nu. Este așa cum vreau să fie. Aleg cum vreau să fie. Și stadiul acesta de co-creator intervine de la planul? De la planul 7. Planul 7 este planul care le include pe toate, dar la cel mai înalt nivel. Și celelalte planuri asigură, putem realiza vindecări din fiecare plan. Și cu minerale, da, cu plante, dar timpul este mult mai îndelungat. Durează mult mai mult o vindecare doar dintr-un singur plan. Putem folosi plante sau... alte elemente ale aparținând altui plan, dar din nivelul de conștiință a planului 7, când totul este accelerat, este prin intenție, totul se întâmplă prin intenție. Pot să-mi imaginez o plantă și ea are deja efect. Putem considera că o rugăciune foarte profundă accesează acest plan 7? Sigur că da, poate fi... Fiecare poate să aibă metoda lui de accesare a acestui plan. Nu există o condiționare. Poate să asculte o melodie și să creierul să înceapă deja să emită frecvența teta și să aibă un nivel din ce în ce mai înalt de conștiință, de conștientizare. Da, și aici este și misterul acelor vindecări spontane, al celor care prin rugăciune profundă, e o anumită stare pe care ei o accesează în acel moment. Sigur. Și se întâmplă. Chiar s-a făcut studii pe călugării tibetani și s-a constatat că ei utilizează foarte mult frecvența gamma în momentul
emit, creierul emite frecvența gamma. Frecvența gamma ar fi dincolo de frecvența teta sau e o anumită stare care este imprimată tocmai de... Explică-ne, te rog. Gama are frecvența cea mai de la 30 la 100. Atunci toate zonele de creier sunt în sincronicitate, totul se întâmplă mult mai rapid. Dar e teta gamma, deci e teta healing, dar e teta gamma. Frecvența teta, frecvența gamma. Adică deci, se pot accesa. Se pot accesa, sigur că da. Foarte repede dintr-una într-alta, da, se exact, poate trece. Exact. Prin disciplină. Prin disciplină, adică oricine poate să acceseze, dar pentru a accesa ori de câte ori dorești sau ai avea nevoie, e necesară și o disciplină. Adică o practică. O practică pentru a obișnui creierul, pentru a accesa acele zone de creier corespunzătoare pentru a avea acces la un nivel mai înalt de conștiință, pentru a putea observa, transforma, crea. Și cum are o persoană acces la acest tip de terapie? Merge la un terapeut? Sunt cabinete deja deschise? Cum se procedează? Sigur că da. Cine urmează cursurile de Theta Healing primește un certificat eliberat de Institutul Theta Healing din Statele Unite al Vianney Stibal și îi dă drept de practică, chiar după primul curs. Bineînțeles că cine dorește face și următoarele cursuri, pentru că fiecare curs este altceva. Și cei care participă la curs după pot practica acasă singuri? Sigur că da, tocmai ăsta este și scopul. Tocmai acesta este și scopul. Pentru că Vianney Stibal, cum i-a venit această idee de organizare și de cursuri? Pentru că erau foarte mulți, nu mai reușea să ajute pe toți cei care ar fi avut nevoie de terapie. Și atunci se întreba, cum aș putea eu să-i ajut mai mult? Cursuri. Și au început să organizeze aceste cursuri. Și instruiește profesori care să poată la rândul lor preda. Și este o tehnică predată foarte multe țări din lume. Și recunoscută această practică în multe țări din lume. Da, tocmai de asta am și vrut să discutăm, pentru că am auzit de ceva vreme despre Theta Healing, nu știam foarte multe, m-am informat și sună foarte interesant să poți să ajungi în acele zone unde cu greu ajungi prin multe ședințe de hipnoză și nu neapărat se și rezolvă anumite lucruri prin această metodă. Cred că aici diferă mult și de persoane. Sunt persoane care reacționează mai bine la anumite tipuri de terapie, alte persoane sunt deschise spre alte tipuri de terapie. Sunt multe posibilități acum de a identifica problemele, de a le rezolva și de a reuși să facem acea ordine în viața noastră și de a ne înțelege mai bine cauzele problemelor, de a ne monitoriza gândurile, pentru că de multe ori în cursul emisiunii am vorbit despre puterea noastră creatoare prin gând, să spunem, și atunci ne responsabilizează. În momentul în care înțelegem că noi ne creăm realitatea pe care o trăim, automat ne și responsabilizăm, pentru că nu mai putem da vina în exterior. Și este treabă. Nu este ușor neapărat de la început, dar când observăm cum se schimbă un gând, dacă reușim să-l schimbăm, o acțiune, deja multe lucruri din viața noastră încep să se transforme. Și atunci capeți încredere. Și vrei să afli mai mult și vrei să schimbi mai mult, să creezi mai frumos în viața ta. Sigur că da. Însă cu multă cunoaștere vine și multă responsabilitate. Când îți dai seama că nimeni din afara ta nu este vinovat pentru ceea ce ți se întâmplă, începi să te... pe mulți îi sperie. Și preferă starea de victimă, care le aduce foarte multe foloase. Asta este unul din programele care sabotează foarte mult. Pentru că se obțin anumite foloase, să zic așa, de pe urma acestui program. Și până persoana nu ajunge să fie conștientă de acest program și să aleagă, din acest moment eu fac lucrurile pentru mine. Nu mai sunt o victimă, nu mai am nevoie. Bineînțeles că pot să primesc un ajutor, dar nu pentru că mai am nevoie și pentru că sunt o victimă,
Și pentru că eu aleg să-mi creez viața conștient și bineînțeles că Universul conlucrează și îmi trimite oamenii care să mă susțină. Îmi creează acele sincronicități pentru a obține ceea ce doresc, dar într-un mod frumos și ca un co-creator. Este și o dependență de suferință care se creează în timp. Sunt anumite secreții hormonale. Sigur. Care cu cât suferim mai mult timp în viață, cu atât devenim dependente de acel dozaj, mai bine zis, hormonal. Așa și este. E interesant cum pare paradoxal, dar sunt mulți oameni care ajung să fie dependenți de suferință. Pentru că celulele noastre au receptori pentru fiecare emoție. Noi, prin Theta Healing, putem să închidem un anumit receptor și să-l deschidem pentru altceva, pentru a experimenta fericirea, pentru a experimenta iubirea, dar nu iubirea din dualitate și iubirea care aduce și suferință. O iubire dintr-un nivel de conștiință mult mai înalt și mult mai frumos. Da. Normal că în momentul în care vorbim despre astfel de stări, e un nivel la care ajungi prin muncă cu tine însuți. Pentru că nu există o persoană care să nu aibă de lucru cu propriul subconștient. De la un anumit nivel devine un joc. Da. E un joc. Muncă poate... La început pare muncă, pentru că te descurajezi pe parcurs. Se poate întâmpla. Dar... apar anumite rezultate în timp și important să apară pentru a întări convingerea că se poate transforma. Sigur că da. Mulțumesc mult! Eu sper ca cât mai mulți telespectatori ai noștri să fie măcar curioși, să afle mai multe despre Theta Healing și despre ei înșiși și practicând acest tip de terapie să-i ajute în transformarea lor și în vindecare. Ar fi frumos să aflăm chiar dacă au încercat și ce rezultate au obținut. Pentru că e o terapie nouă și pentru a avea cât mai multă credibilitate e necesar să cunoaștem cât mai mult din experiența personală a celor care o practică. Sigur. Mulțumesc mult! Cu mult drag! Eu vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit și până data viitoare vă doresc gânduri senine!